Sau și eu am zis la un episod din The Sims 4. Hai să continuăm. Data trecută când am lăsat jocul, Eddie era însărcinat de la extraterestri și a făcut o burtă destul de mare. Așa că nu știu ce se întâmplă în episodul ăsta, dar rămâne de văzut. Hai să vedem. E foarte ciudat, pentru că, nu știu, n-am mai pățit chestia asta până acum. De cât timp joc eu Sims, n-am mai văzut până acum un caracter care să fie însărcinat, să fie bărbat. Dar... da, în jocul ăsta se poate orice și cred că s-a întâmplat chestia asta pentru că noi am vizitat pe extraterestri. Până acum nu am pățit, pentru că nu i-am vizitat, acum când i-am vizitat imediat am pățit chestia asta. Hai să mergem aici. Avem o problemă aici pe terasa noastră, faptul că nu avem iluminare. Pe timp de noapte nu avem lumină deloc aici și am avea nevoie de ceva. Hai să vedem. Asta îi văd că e nouă. E drăguț să ia așa. Am putea să punem niște de-astea așa în jurul piscinei. Nu neapărat în jurul piscinei, ci în jurul terasei. Câte una pe lângă fiecare colț. Mai sunt chestii mai mari pe care poți să le pui dacă vrei. De exemplu, să zic... uite, putem să punem... chestia asta, de exemplu. Dar uitați-vă și voi cum arată de jos dacă pun chestia asta. Zici că e o antenă sau ceva. Zici că... încercăm să-i contactăm pe extraterestri cu antena noastră. Așa că nu. Nu vom pune aia momentan. Așa. Ce face Maria Alexandra? Vrea să ducă la... a, se duce pe scări. Cred că se duce la baie. Iar aici faza e că dacă începe și dă vreo ploaie, n-avem acoperită zona asta deloc. Nu știu dacă putem să facem un acoperiș, dar nu vrea... aș vrea un acoperiș care să îmi lase deschis toată zona, dar nu cred că există. Bun. Hai să mergem mai jos și să vedem ce se întâmplă aici cu Eddie. Vezi că a făcut o burtă foarte mare. Mă întreb dacă o să fie extraterestru, dacă o să trebuiască să-i dăm, să-l păstrăm sau o să vină extraterestrii să-l ia, pentru că până la urmă e copilul lor. Cât de ciudat ar fi să avem un copil extraterestru și trebuiască să-l trimitem la școală extraterestru. Să-l trimitem să-și iau, să lucreze ca extraterestru și toate astea. E un lucru diferit. Deci ea face abdomene în apa aia, pe bune? Nu poți să dai cu mopul și după aia să faci abdomene? Așa, du-te și dormi. Ia să vedem cât timp pornește Eddie la muncă. Eddie pornește la muncă în 14 ore. Bă, o să trebuiască să-și ia energie. Energia aici... și umărește. Și când doarme toată lumea din casă, trece foarte repede timpul. Iar Maria Alexandra nu are nevoie de nimic momentan. În schimb, Eddie are nevoie să ducă la baie rapid. Și Maria Alexandra, ia du-te tu și... ah, change dirty diaper. Repede. Uite cât de tare e să ai o baie în propriul dormitor. O să duci așa rapid. Schimbă scutecul pentru că s-a murdărit și dă-i feed, battle feed. Așa, Eddie. Și el mai are nevoie acum de mâncare. O să-și ia singur să-și facă ceva de mâncare. Între timp, copilașul nostru, Răzvan Ionuț, a dormit. Încă nu m-am decis ce nume o să-i pun dacă e extraterestru. Mă gândesc că, adică v-am pus să-mi lăsați o grămadă de nume de la extraterestri și da, mi-ați lăsat o grămadă, dar încă nu am decis. Sunt atât de multe variante și chiar nu știu. O, oh, Doamne. Se pupă cu burta aia și uite cum intră burta aia înăuntru. Ea nu mai are burta acum, nu mai e suplă. Și e și bodybuilder, așa că o să-și mențină forma. Hai să vedem. Deci el se duce la muncă în 8 ore. În 8 ore? Mai are timp suficient. De ce s-au trezit ei la ora asta? Au dormit până la ora asta și au energia full. Asta poate să fie și bine și rău. Pentru că dacă, să zicem că stă treaz până dimineață, se duce la muncă, o să fie super obosit. Asta poate să fie o problemă.
S-a dus să-l liniștească, vezi că se duce singur, știe ce are de făcut, nu trebuie să-i zic eu neapărat. Așa e, 5 dimineața, să zicem 5 ore. Cred că o să-l trimit la somn puțin. Somn? Nu cred că merge uhu cu burta asta mare, oare? Uhu, pentru că, adică, nu e recomandat să faci uhu, cred, când e aproape să nască. Dar, nu știu, e ciudat rău de tot cu... El e bărbat și e însărcinat. Se duc să facă uhu, asta le mărește la amândoi și fanul și social, dar văd că el n-are nevoie neapărat ea. Nu neapărat, dar merge, de ce nu? Un uhu înainte de muncă. Cred că o să pun auto lights la toate. Noi avem o grămadă de camere care sunt iluminate și sunt degeaba iluminate pentru că pur și simplu nu... nu stă nimeni în ele momentan. De exemplu, baia asta, de ce trebuie să fie iluminată constant? Auto lights, all lights. Bac și toate camerele vor fi, nu vor avea lumină atât timp când nu sunt folosite. De exemplu, sala asta de sus n-are rost să aibă luminile deschise și asta cred că o să ne reducă din facturile de curent. Cred și sper. Și că miroase urât aici. Ce miroase urât? Miroase urât și te duci și mănânci chestia aia? What? Ok. Cred că miroase urât de la asta. Clean. Edi, ia să văd, tu ai vreun need ceva înainte să te duci la muncă? Hunger. Dar, dă-i tu un clean-up aici. Te ajungi la muncă în 3 ore. Dă-i clean-up, că miroase urât. Fă curățenie. Și poți să mănânci chestia asta. E chips în salsa, nu cred că s-a stricat, că văd că nu miroase urât sau ceva. 50%, da, 50% și asta nu se strică. Nu-mi dă nicio idee de stricare. Și mai mărim la maxim. Sau, nu? Grab chocolate strawberry. Ah, uite cât de tare îi mărești. Holy shit! Edward is bursting with anticipation. Oh-oh. Oh-oh, asta nu e bine. Cred că o să nască. Trebuie să dăm Colin fake sick, pentru că nu pot să-l trimit la muncă așa. Colin fake sick. Nu-mi dă pe undeva? Nu mă lasă să fac Colin fake sick? Take family leave. Take family leave înseamnă că poate să-și ia o zi pentru că a născut nevasta lui. Să-și ia o zi liberă. Măcar merge așa. For one day. Faza e că Eddie o să nască în vreo 2 ore, cred. Că de obicei când zice going into labor, cam 2 ore durează să nască. As whatever it is, it's ready to come out. Holy shit, hai să dăm speed up. Foarte... Mă gândesc să-i dau un nume normal și nu-i dau un nume de extraterestru să nu se simtă... Să se simtă rău, să se simtă ciudat în lumea noastră. Cred că o să-i dau un nume normal. Să se simtă și el ca noi, chiar dacă va fi extraterestru. Te la baie repede. Edi, du-te la baie că faci pe tine. Da, de când are chestia asta, se duce la baie constant. Sunt foarte curios că nu se întâmplă. Oh, cred că se întâmplă. Holy shit. Vine bebelușul, vine bebelușul de la Eddie. Oh, doamne. Edward is having a baby. What the fuck? It's a boy, e băiat. O să se numească... Hai să ne gândim cum o să se numească. O să se numească... Trebuie să-i dau un nume de băiat. Și mi-ați dat voi o grămadă de nume de extraterestri, dar vreau să-i dau un nume normal ca să se simtă și el ca un om normal, chiar dacă e extraterestru.
Hai să zicem Rareș. Rareș. Rareș, Rareș spațialul. Spațialul. Ok, Rareș spațialul. Rareș spațialul infinit. Hai să-l vedem pe Rareș spațialul cum arată. What the fuck, ce e aia? Creatura nopții. What the fuck, ce chestie aia? Rareș spațial infinit. What the fuck? Ce e creatura nopții aia? Oh my god, o să avem un copil extraterestru. Deja avem un copil extraterestru. What? Hai să-l luăm de aici, să-l punem tot în camera de copil. Ok, asta a fost super ciudat și în același timp foarte creepy. N-am cum să-l mut aici? Ba da. Zici că au mașini și le-au parcat. Trebuie să facem cumva. N-am nevoie de asta momentan, dar asta pot să-l mut așa, ceva de genul ăsta. Și unul aici. Și unul în partea cealaltă. Vreau să-l pun față în față, dar văd că nu vrea să mă lase. O să fie ceva de genul ăsta, să fie aceeași cameră pentru doi momentan. Ar fi fost tare dacă puteam să-i pun unul lângă altul. Yeah. Ah, uite că merge. Ah, tare. Ok, deci ăsta e Răzvan Ionuț și ăsta e Rareș spațialul infinit. N-a mers spațialul cu L, dar... Ok, tu ai grijă de copilul tău, tu ai grijă de copilul tău, 5 de diaper. Bine, sunt amândoi copiii lor, dar unul din ei e extraterestru. Mă întreb cum o să arate când o să fie young, adult, teen sau chestii de genul ăsta, pentru că când am, în momentul când am fost la ei, pe planeta lor, erau doar adulți. N-am văzut niciun teen extraterestru. Să fie ciudat rău de tot. Doamne. Hai să invităm oameni la noi să-l vadă. Mixily face more choices. Send to homeworld. Deci dacă să zicem că, bă, nu vreau să-l păstrez, o să-i dau, zic, îl trimit la el acasă, dar nu vreau să-i dau Sent to Homeworld pentru că vreau să-l păstrăm. N-am mai avut acum un copil extraterestru, de ce nu? O să facă parte din familia noastră, show of two, și n-avem pe nimeni la noi, dar o să dăm telefon. Hai să vedem, invite, take selfie. Putem să facem selfie. Cum rătesc eu camera asta? Nu așa. Cu blitz sau fără blitz. Vreau să rotesc camera. O rotește doar așa, dar mă interesează... Ah, uite de aici. Vreau să fac selfie cu copilul, dar nu merge? Nu prea se vede copilul. Sau pot să-i fac poză la copil. Cred? Take photo. Off. Ah, take a photo off. Mă lasă numai să fac poze la persoane. Ah, take photo. Și acum facem o poză la copil, cum doarme. Și la copilul celălalt, cum doarme. Și tare că în momentul în care faci pozele astea, te duci aici în inventory și ai pozele și poți să le pui pe perete. Și mi se pare tare. De exemplu. A, și a pus un... a pus ceva lângă. Și ăsta... Poți să-l pun pe peretele ăsta. A, l-a pus la baie. Și cred că poți să le schimbi. Cred că poți să le schimbi frame-ul, adică... Ah, poți să-l bai add frame, hai să le mai add frame la amândouă. Și poți să le pui...
Create copy. Create copy. Facem o copie la fiecare. Add to memories view, put in inventory sau photo set filter. Poți să pui un filtru. Pentru că nu mă lasă. Poor quality, photos can't have their... Ok. Deci dacă e o poză care nu-i calitate bună, nu poți să schimbi filtru, da? De ce n-ar fi calitate bună? Oulou, Maria Alexandra s-a dezbrăcat. Măcar toată lumea e normală acum. Numai tita mai burta și chestii. What the fuck? Ce-ai zis? A zis ceva. Kiss? Hai să vedem. Kiss. Woohoo in hot tub. Uite, asta vreau eu să încerc de atunci și nu mergea pentru că amândoi erau însărcinați. Acum o să meargă. Woohoo in hot tub. Hai să mergem la etaj. Facem woohoo acolo. Mă întreb cum o să se vadă, pentru că aici se vede, adică nu poți să pui un cerșaf sau ceva peste. Și mă întreb cum o să fie. Oh, ce tare e! Ah, nu se vede că sunt balonașele alea. Aha, aha. Oh! Și aici se întâmplă magia. Hop! Voi vedeți că ies, apar inimioare formate din apă? Ce tare! Bine, nu cred că ar fi așa, adică nu poți să reziști chiar atât de mult sub apă. Poți să ții respirația? Wow, wow, ce se întâmplă acolo? Holy shit! Hop! Le-a plăcut! Ce vreți să mai facem aici? Shoot from hot tub, tickle așa, whispers it nothings. Kiss. Vreau să facem tickle sau gâdilăm. Vreau să mai facem uhuri, putem să mai dăm try for baby, dar nu să mai facem încă try for baby. Ne ajung doi copii, sincer. Un copil pe care nu l-așteptam, dar... Debate about aliens. Hai să vorbim despre extraterestri. Nu prea îi plac extraterestri așa mult. Mă gândesc să dăm o petrecere. Să facem o petrecere pentru că avem doi copii. Nu știe nimeni de ei momentan, dar... Ar trebui să știe și din cauza asta ar trebui să dăm o petrecere. Oh, doamne, Eddie a dormit în piscină. What the fuck, Eddie? Nu-i politicos. Fata vorbește cu tine și tu ai adormit? Ce mă, așa de somn e? Și nu e așa de somn măcar. Nap. Ce-a dormit de la căldură, cred. Move here together. Ce face? Ar fi tare să invităm foarte multă lume la petrecere și vin toți aici sus și băgăm pe toți în hot tub. Cât de tare ar fi, dar nu știu dacă merge. Trebuie să încercăm. Faza că el cât timp mai are? E un family leave acum, dar are nevoie să doarmă. Și copiii ăia cred că plâng de mult jos. Nu, doar unul din ei, da, extraterestru. More choices, talk? Oh, doamne, ce urât plânge, nu! Care are vocea aia alternată așa? Uite, fericită așa. Arată ciudat, rău de tot. E ca un copil normal, numai că e altfel corpul și astea sunt altfel formați. Ce-o cheamă pe ea? Nu se descurcă? Rock? Hai să vedem dacă Maria Alexandra se descurcă.
Până la urmă trebuie să-ți dai seama ce vrea copilul, că nu poți să ghici, nu poți să știi exact. Trebuie să încerci mai multe variante. Holy shit, cum arată. E, aparent nu vrea neapărat să-l alintăm așa, să-l dăm dintr-o parte în alta. Cred că vrea să mănânce, cred că e foame. Și acasă să-i dăm să mănânce cu biberonul, uite ce bea el de acolo din biberon. Și cred că e în regulă, dacă îmi dă cu plus, înseamnă că e în regulă. Da, e ok. What? De ce te-ai culcat acolo? Maria Alexandra, what the fuck? De te las somn aici. Sleep. Cât e ceasul? E 7. Holy shit, e foarte greu cu doi copii, mai ales că ei nu sunt experimentați. Sună telefonul. What? Ce sună așa târziu? Battlefield, dă-i și tu de mâncare. Răzvan. Oh. Cred că e complicat cu doi copii deodată. Sincer, cred că e super mega complicat. Sincer, dacă mai aveți un frate sau ceva de genul ăsta și, nu știu, ar trebui să vă apreciați foarte mult părinții, pentru că uitați-vă și voi cam cât de dificil e. Și ăsta e un joc. Îmi imaginez cam cât de dificil trebuie să fie în viața reală. Așa că, da, trebuie să apreciați părinții neapărat pentru munca pe care o depun. Și pe care au depus-o, bineînțeles. Bun. Tu, ce faci? Tu stai la calculator. Deci ea n-are job momentan. Mă gândesc că ar trebui să ducă și ea la un fel de job sau ceva mai ușor. Ziceam că o facem să fie hacker, dar cred că ea o să stea să se ocupe de copii. Are nevoie cineva să stea tot timpul acasă. Nu prea îmi place să-i trimit la creșe sau ceva. Creșe sau chestii de alea unde trimis copilul și ei seara. Și mi se pare aiurea să-ți crească altcineva copilul. Adică, bun, dacă ai un serviciu și chiar nu ai posibilitatea asta și n-ai nimic, nicio variantă de ales, ok. Dacă faci un copil, în opinia mea ar trebui să stai să ai grijă de el. 5 dirty diaper. Bă, că ei nu vor să doarmă. De ce nu vreți voi să dormiți? Și-s doi băieți. Nici o fată din... din familia lui Eddie? Ce dat? A făcut numai băieți, Eddie. Cine e afară? Cine sunt ăștia? A, uite pe pisica mea, mea s-a dus la slăbit. S-a băgat la jogging și își face prieteni noi. Pe Alice Maron Smith. Ce tare, hai să-i chemăm la noi. Become best friends. Freeze ray. More choices, friendly. Ask to move in, what? Tu vină încoace. Freeze ray, hai să închițăm pe asta. Nu știe ce o să-i se întâmple. O înghițăm pe asta aici. Mâinile sus! Hop! Și o lăsăm aici. Sunt curios cât va rămâne aici, așa înghețată. Foarte curios. Iată, înapoi. Aici o lăsăm așa, va fi decorațiune. În jocul ăsta nu există poliție, adică ați văzut și voi, am pușcat câtă lume am pușcat cu arma aia pe care am inventat-o eu. Nu a venit nimeni să-mi zică nimic, adică ar fi trebuit să vină, dar nu, nimic până acum. I should really get going now, thanks for hanging out with... What? What? A plecat. S-a dezghețat, cred. Ok, cam atât cu episodul ăsta de azi de The Sims 4. Oh shit. Sper că v-a plăcut. Dacă Rarii spațialul nu a primit mâncare suficientă, cică. Feed. Battle feed. Da, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!